Singura organizație globală care cuprinde 193 de membri permanenți și 2 observatori. Înființată în 1945, Organizația Națiunilor Unite reprezintă astăzi cea mai importantă organizație globală. Diplomația românească se reîntoarce la ambasador România. Ambasadorul României la Organizația Națiunilor Unite va fi invitatul meu din această săptămână. Ion Jinga este unul dintre cei mai apreciați diplomați români și fost ambasador la Londra și la Bruxelles. Sâmbătă de la 18:30, Ambasador România cu Alexandru Cumpănașu.